Presupun că mulți dintre dumneavoastră, atât doamne cât și domni, au luat în calcul la un moment dat epilarea definitivă. În clinicile de dermatologie preferăm epilarea laser, pentru că este o epilare mai eficientă și cu mai puțin disconfort pentru pacient. Ca principiu, laserul folosit în epilarea definitivă are un fascicul laser care este absorbit de pigmentul brun din firul de păr, de melanina din firul de păr. Și de asta folosirea lui este extrem de eficientă, dar și sigură pentru persoana respectivă, pentru că nu poate afecta nici pielea, nici structurile din jur, ci doar firul de păr. La nivelul firului de păr, în momentul în care este absorbit fasciculul laser, are loc o încălzire, se numește fotoliză, o încălzire extremă care practic oprește, distruge firul de păr și oprește creșterea lui. Epilarea laser presupune un program de mai multe ședințe. În general sunt folosite o medie de 4-6 ședințe care sunt făcute la un interval de 4-6 săptămâni. Se poate efectua pe aproape orice zonă a corpului, inclusiv față, brațe, trunchi, membre superioare, inferioare, și poate fi folosit atât la fototipuri cutanate închise, deschise și închise, adică piele mai deschisă sau mai închisă, cu fire de păr mai groase sau mai subțiri. Cei care au studiat epilarea laser au descoperit că pentru persoanele respective, în timp se face o economie atât de timp cât și de resurse financiare. Și marele avantaj al epilării definitive este că e foarte eficientă pe acea foliculită, pseudofoliculită, care apare în urma smulgerii, îndepărtării firelor de păr.